Dar știți povestea pe care a povestit-o Paszkany în 2008 cu geanta de la Craiova? O știați și dumneavoastră, că mă gândesc că i-ați spus-o. El spunea, Paszkany, cei de la Craiova au plâns de două ori astăzi, o dată pentru înfrângere și o dată pentru cei 200.000 de euro care erau aici într-o sacoșă legați frumos ca la bișnițari. Nu știu de unde vin banii. Aia eu am observat-o și puteam să și greșesc, dar era așa mare concurența și toată lumea atunci vorbea, era stilul de a se da declarații, de a... Așa era atunci trend, așa era, mă rog, era o modă și se vorbea foarte mult și erau foarte mulți conducători foarte vorbăresc, nu mai vorbăresc ca noi, că noi în general de la CFR nu vorbeam așa mult și era mai ponderat. Dar într-adevăr, la un meci jucat acasă, încă era vechiul stadion, a apărut o sacoșă, cred că 2006 a fost sau 2007, cu care a intrat patronul clubului în vestiar și a lăsat-o în vestiar. Dar poate a dus niște maieuri sau niște... Și eu atunci, văzând cum a decurs meciul, cum a fost și arbitrat, am zis că în fotbalul românesc circulă sacoșe cu bani, o sacoșă, probabil am văzut-o chiar eu, dar i-a spus probabil că am văzut sacoșa, dar probabil că erau bani, dar poate nu erau bani. A, dar nu știți, adică n-ați văzut ieșind așa vreun colț de bagnotă din ea, nu ați văzut? Nu, n-am văzut vreun colț de fișic de bani. Dar unde era sacoșa? În ce vestiar intrase? În ce vestiar intrase, domnule? Da, era așa de mare tensiunea și lupta între noi, presiunea care acum v-am spus mi-e lipsește la Sibiu. Atunci presiunea era pozitivă, te făcea să te autodepășești, să lupți mult mai tare, să fii mult mai performant, pentru că era presiune la fiecare meci. Și eu atunci, pentru că am declarat că circulă sacoșe de bani, am fost chemat la Comisia de Disciplină. Și cu toate că alții au spus lucruri mult mai grave, alți conducători, și care le mai spun și acum. Ne realizăm că știm toți cine sunt. M-au suspendat 2 luni, pentru că fiind conducător și o amendă foarte mare la vremea aceea, nu știu, 100.000 de lei, nu mai țin minte, dar era mare de tot amenda și am fost suspendat 2 luni. În alea 2 luni aveam voie să merg la nicio activitate oficială a organizației de Federația de Fotbal și de Ligă și nu aveam voie în timpul meciurilor să mă apropiu de echipă, de zona vestiară, de zona mixtă. Puteam să stau la biroul meu și atât. Mi-a fost foarte greu. Acea perioadă am regretat, că am spus. Ei, dar ce s-a întâmplat? Că a apărut, sacoșa cu bani, a apărut la partida lui Cluj cu FCSB și nici vreau să mai intru la minte, că a fost găsită sacoșa într-o livadă în Cluj la un restaurant, care atunci se deschisese și am început să mă gândesc, băi, totuși am avut dreptate, adică poate că în geanta aia de la Craiova nu erau bani. N-am văzut, numai sau o sacoșă, care nu se vedea ce e. Dar au apărut niște bani, totuși, care i-a găsit procurorii. DNA-ul sau cine, nu mai știu. Deci stați puțin că n-am înțeles. Sacoșa de la meciul cu Craiova, unde ați văzut-o? În vestiarul Craiovei? Sau mergea în vestiarul Craiovei? Sau cum? L-am văzut pe Mititelul cum mergea cu sacoșa. În vestiar și a ieșit fără sacoșa. Nu cred așa. Păi poate era echipament. Era echipament, domnul Mureșan. Copetele. Am presupus și am zis că sacoșa. Dar poate erau niște tricouri de schimb. Puteau să fie, nu știu, niște copete, niște baiere. Exact, exact. Copetele.